ghiciți, fetelor, azi mi-a dat parfumul pe care mi l-am dorit de Valentine's Day. Am căutat pe net și costă 500 de lei, fetelor, 500 de lei. Super, ce parfum e? Tom Ford Knopa. Fetelor, puteți vorbi mai încet, încerc să învăț o poezie. Bine, Maria, spor la învățat. Trebuia să înveți acasă, nu aici la școală. Mie Timur mi-a dat un ursuleț de pluș, e așa de drăguț. Fetelor, n-am putut învăța acasă pentru că sărbătoream ziua îndrăgostiților. Bună, fetelor! Are cineva luși de buze? Uite aici, Diana! Diana, de ce ești supărată? O, Diana, ce-i cu lucrul ăsta de drăguță? Te-ai decis să devii drăguță? Ah, fetelor, totul e rău. Diana Smiley? Nu, fetelor, nu el. Mama mi-a citit jurnalul. Gândiți-vă la asta. Cum? Diana, nu e ok așa ceva. Nu e în regulă, e ceva intim. Credea că jurnalul meu personal era de fapt caietul de teme de la școală. Diana, și ce aveai în jurnalul personal? Ah, citește singură. De asta arăt așa drăguță azi. Pentru că mama mi-a spus: gata, Diana, fără fuste strâmte, fără fuste scurte și fără părul desprins. O, fetelor, dacă mie mi-ar citi mama jurnalul personal, nu aș putea să o mai privesc în ochi. Dragă jurnalule, azi mi-am făcut un tatuaj într-un loc pe care mama nu-l va vedea. Îmi place așa mult acest tatuaj. Oh my god, Diana, a aflat de tatuaj? Da, Knopa, și nu doar de tatuaj, citește! Dragă jurnalule, azi am fost la cinema cu Smiley, ne-am sărutat în ultimul rând. Ce? Da, Diana, și ce ți-a zis mama ta? Maria, nu se vede deja ce mi-a spus? Mama mi-a zis că de azi nu vor mai exista băieți sau nicio petrecere, doar lecții. Super, Diana, ți-ai interzis cumva să fii majoretă? Oh, dragă jurnalule, azi Smiley a vrut să petrece mai mult timp împreună, așadar am chiulit de la ultimele două ore. Wow! Nu mi-a interzis, dar să știți că dacă n-aș fi reușit cumva să ajung mai repede în cameră și să iau jurnalul, mama ar fi citit în continuare și sigur mi-ar fi interzis și asta. Diana, ce scrie în continuare? Fetelor, nu e nevoie să citiți în continuare. De asta eu mi-am ars jurnalul personal. Dacă nu ai jurnal, nu ai probleme cu părinții. Fetelor, și asta nu e tot. De acum va veni mama mea să mă ia de la școală. Când voi mai ieși eu cu Smiley de acum? Se pare că totul trebuie să explic și lui azi. Da, Diana a intrat în belele. Ok, fetelor, să mergem. Dacă Smiley te iubește, va înțelege asta. Chiar sper ca Smiley să înțeleagă. Altfel mă va înlocui cu alta, cu o fată care nu e controlată de părinți. Diana, totul va fi bine. Mascotă, nu mai ezita, fii de acord. Ce ai de pierdut? Banii nu vor afla nimic. Fetelor, nu pot, dacă am legătură cu voi, banii mă vor da afară în secunda 2. Ai înnebunit? Nu trebuie să ai treabă cu noi. De fapt, eu am treabă cu alt tip, știi? Nu știi. Poți să fii alături de noi? Vezi, tu ești singurul băiat din școală care dansează frumos. Și ce se va întâmpla dacă voi refuza? Știi ce se va întâmpla? O, șopulanilor, ce faceți aici? Oh, flirtează cu mascota. Mascota, ai cumva probleme? Oh, iar începe. Nu le spune. Da, băiețeam, m-am săturat de ele. Spuneți-le să plece. Mascota, ai încurcat-o. Șobolanilor, plecați de aici. Bine, gata, plecăm. Mascota, flirtau fetele cu tine? Te-ai speriat? Care-i faza? Nu flirtau cu mine, nu e adevărat. Băieți, pot sta aici? Vă deranjez? Imediat eu și banii vom avea antrenament. De stai. Să vezi niște bărbați adevărați, în timp ce tu sari într-un costum de iepure. Bărbați adevărați, și eu sunt important, sunt o mascotă. Iana, unde găsim noi un băiat care să fie de acord? Olealea, ascultă, poate putem costuma o femeie în băiat? Știi, cu șapcă, păr scurt, lucruri de astea. Iana, nu, trebuie să o facem ca lumea, trebuie să găsim un băiat. Ascultă, Lealea, dar Ryan? El dansează bine. De ce nu-l întrebi pe el? Nu, Iana, nu-l pot întreba pe Ryan. Știi, îmi place de el. Și ce? Ce importanță are? Iana, voi fi timorată în compania lui. Nu voi fi capabilă să mă concentrez. Păi știi, Lealea, că atunci ideea ta va eșua din nou. Eșuare. Ar trebui să fii mai optimistă. Unde e? Deja întârzie. Mai așteptăm încă un minut și începe. Bună, fetelor, sunt aici. Părvedia era întârziat, nu te vei mai antrena cu noi. Ei, ce fac aici? Suntem cu părvede. Se vor uita cum ne antrenăm, nu fac nimic. Să ne antrenăm. Părvede, mă cam enervezi de la un tip cu întârzierile. Iar voi să nu vă băgați. Nu ne băgăm, gata. Vreau doar să-mi văd iubita majoretă cum se mișcă.
Frogs sunt cele mai tari, Frogs sunt invincibile, Frogs sunt cele mai bune din lume. Frogs sunt cele mai tari. Timo, uite-te la mine, sunt o majoretă bună, nu-i așa? Perfecte, nu pricep, ai venit să te antrenezi sau să te dai mai în fața lui Dima? Frogs sunt cele mai tari, Frogs sunt invincibile, Frogs sunt cele mai bune din lume. Frogs sunt cele mai tari, Frogs sunt invincibile. Vom fi tuhat de ei, ieșiți afară. Ok, ok, vom face liniște. Frogs, am venit să ne antrenăm. Eliberați sala, vă rog. Cum adică să eliberăm sala? Din câte știu eu, sala voastră e la parter. Asta e sala noastră, e sala Frogs. Ok, fetelor, să ieșim de aici. Degeaba vorbim cu Frogs. Ce vom face acum? E în regulă, vom aștepta în fața sălii de jos până se va elibera și ne vom antrena. Să nu vă mai prind pe aici. Asta e sala noastră. Profesorul Maica a zis că asta e sala Frogs. Frogs sunt cele mai tari, Frogs sunt invincibile, Frogs sunt cele mai bune din lume. Frogs sunt cele mai tari, Frogs sunt invincibile, Frogs sunt cele mai bune din lume. Yuhuu! Ice, de ce nu e muzică de fundal în cafenea? Pentru că e cafeneaua școlii, nu club, Mia. Vai, ce plictisitor, și cafeneaua școlii ar trebui să fie distractivă. Mai fă-mi o ciocolată caldă. Nici o problemă, dar n-am să-ți dau rest. Ok, păi să fie bacșiș atunci, păstrează tu restul. Nu se poate, tu nu înveți la școala asta, Mia, ești așa generoasă, ți voi da o bomboană pe lângă ciocolata caldă. Ascultă, Lealea, Mia asta mă enervează, e atât de arogantă. Tot pretinde că e bogată. Lucrează într-un butic, azi și-o fi luat salariul. Într-un butic? Oare să trec pe la buticul ei să văd ce are pe acolo? Poate dă în rate. Încearcă, Ice, cât mai avem de stat după ceai? Bună, Ice, vrem trei ciocolate calde. Fetelor, salut și eu și mă întorc. Bună, dragul meu, cum te simți? Cum mai ești? Minunat! Mi s-a părut mie sau aveai un fel de conversație ți cu se Mia? Pare, doar îi făceam o ciocolată caldă. Mi-a lăsat bacșiș mare. Da, Nastia, i-am lăsat bacșiș lui Ice. De unde crezi că a strâns el bani pentru cadouri? Ce vrei să spui, Mia? Pleacă de lângă iubitul meu! Nastia, calmează-te! Du-te și stai jos! Ce dorești de băut? Ți-am zis deja, ciocolată caldă! Vă aduce imediat! Ascultă, Mia, să nu-i mai dai bacșiș, iubitul meu nu are nevoie. Nastia, acum adică nu am nevoie. Opa, începe cearta. Mia chiar e enervantă. Pentru mine, Mia e o fată frumoșică. Brovatsky, ce? Iulia, nu fi geloasă, e doar o fată frumoasă. Brovatsky, dacă mai zici de față cu mine de o fată că e frumoasă, mă voi întoarce la puiuț. Iulia, nu va funcționa, puiuț se vede cu Mia. Vai, fetelor, deja mă sună mama. Da, alo, mami. Ce fac? Păi, acum sunt în cafenea, în pauză, beau o ciocolată caldă cu majoretele banii. Da, mami, e totul în regulă. Da, îmi amintesc că vei veni să mă iei de la școală. Vai, Diana chiar a dat de necaz. Eu i-am spus Dianei că e o idee proastă să-și facă un jurnal. Petrelor, calmați-vă, acum că Diana nu mai e cool, vom ieși fără ea? Ascultă, mami, dacă voi lua note mari, va fi totul ca înainte? Bine, am priceput, bine, te voi aștepta, bine. Oh, vai, fetelor, vai. Diana, de acum mama ta îți va controla totul și tu ești singura care e de vină. Da, mulțumesc din suflet că mi-ai amintit asta. Ice, mulțumesc pentru ciocolată. Bine, Ice, ne vedem. Hei, înțeleg că s-a sunat, dar aș vrea și eu să-mi primesc ciocolata caldă, te rog. Hei, Diana, ce zici? Diana, ai uitat? Ai uitat? Fetelor, spuneți-i profului Mike că a mers la toaletă, mă întorc imediat. Ok, Diana, dar să nu stai mult. Iubire, ce s-a întâmplat? Smiley, pe scurt, am probleme mari, dar hai să mergem la baie ca să nu ne audă nimeni. Bună ziua, elev! Bună ziua, profesor Mike! Nastia, unde e Diana? Diana a mers până la toaletă, se va întoarce imediat. La toaletă cu Smiley? Leala, de ce ai zis asta? De ce? Nimeni nu ți-a făcut nimic niciodată. Leala, adu-o pe Diana. De ce eu, profesor Mike? Pentru că ești singura în care am încredere. Ok, atunci ce mă bucur. Leala, ești un șobolan. Știu, Nastia, mua. Oh. Profesor Mike, ați văzut ce mi-a arătat Leala? Nastia, las-o în pace pe Leala, ea e un model pentru elevii de aici. Oh, sigur, un model. Diana, mama ta chiar a citit și despre săruturi. Da, Smiley, dar nu e amuzant deloc. Vezi, acum sunt controlată de ea într-una. Uite cum a pus să arăt. Acum arăt ca o fată din clasa întâi. Diana, asta nu e o problemă. Poți merge la vestiar să te schimbi. Aha, ca cineva să-mi facă poză și să trimită pe grupul clasei? Nu, mersi. Ok, ok.
A ce e de făcut? Era vorba că vom ieși azi. Smiley, nu înțelegi? Nu vom ieși niciunde azi. Ok, deci nu vom ieși azi. Super. Smiley, nu mă vei lăsa, nu vei căuta o altă fată, nu-i așa? Vezi tu, trebuie să aștepți un pic până când relația mea cu mama se va repara, înțelegi? Apoi totul va fi ca înainte. Nu știu, iubire, ce să zic. Smiley, serios, am nevoie de un răspuns, da sau nu? Iubire, ăsta e răspunsul meu. Smiley, ești cel mai tare, de asta te iubesc. Diana, de ce ai mers la baie, corect? Proful Mike e furios și mi-a zis să te aduc la oră. Ok, Diana, ar trebui să pleci. Ascultă, Lealea, nu mă mai poți lua la proful Mike, sunt la toaletă. Diana, proful Mike te așteaptă. Am priceput asta, Lealea. Fraiere. De ce a mers Diana la baie să vorbească cu Smiley? Pe bune, nu a putut aștepta până în pauză. Ce s-a întâmplat? Păr verde nu-i problema ta. Eu deja știu că mama Diana i-a citit jurnalul personal, iar Diana va fi de acum o fată drăguțică. Oh, doar prostuții au jurnale personale. Ascultați, calmați-vă, de unde ați aflat că avea jurnal personal? Jurnal personal? Tata mi-a citit odată jurnalul și am avut numai probleme cu el. Bună. Oh, Smiley a aflat deja. Și nu pare fericit. Diana, vezi unde a dus totul. Mama ta acum te controlează total. Profesor Mike, sunt un adult. Nu e nevoie să fiu controlată. Profesor Mike, eu cred că elevii ar trebui să tacă atunci când profesorul vorbește. Lala, tu ești singura care nu mai taci odată. Ce s-a întâmplat, profesor Mike? Spune-ți să auzim și noi. Profesor Mike, îi puteți spune la pauză dacă e așa curios? Acum se începe mora, haideți. Nu vă voi spune nimic. Dacă vreți să aflați, vorbiți cu Diana. Dar de acum și eu o voi controla pe Diana. Diana, ești în pericol, ne putem împăca, eu te-am ajutat tot timpul. Dima, mulțumesc din nou, dar mă voi descurca singură cu problemele mele. Diana, îmi poți spune ce a citit mama ta din jurnalul tău? Tu de unde știi de jurnal? Diana, toată școala știe despre asta. E bună, Junora, da, Diana a întârziat astăzi la ora din nou. Diana... Ce? Da, bebe, cum ai cerut? Spun totul, desigur, sunt cu ochii pe ea. Diana, unde pleci? Știi ceva, Nastia? N-am de gând să trăiesc așa. Nu e în regulă să fiu controlată în totalitate. Diana, eu te pot susține. Dima, taci! Junona, Diana a plecat de la oră. Oh, de ce mi-am făcut eu jurnal? Înseamnă că de acum trebuie să fiu cu mințică, nu voi face asta. Oh, trebuie să-mi iau la revedere de la tine, jurnalule. Dragilor, dați like, abonați-vă la canal și așteptați noile episoade. Sper ca relația mea cu mama să se repare. Da, ne vedem. Pa, pa!